Numărul de cazuri de diabet va crește alarmant în următorii 30 de ani în fiecare colț al lumii, dacă nu se vor adopta strategii de gestionare a bolnavilor potrivit unui studiu global. În prezent, 529 de milioane de oameni din întreaga lume au diabet. Potrivit studiului condus de cercetătorii de la Institutul pentru Metrică și Evaluarea Sănătății din cadrul Universității Washington din Statele Unite, conform proiecțiilor, cifra va crește de peste două ori la 1,3 miliarde de persoane până în 2050. Majoritatea cazurilor sunt diabet de tip 2, forma bolii asociată cu obezitatea și în mare măsură evitabilă, au spus cercetătorii. Creșterea prevalenței la nivel global nu este uniformă. Unele țări și regiuni sunt deosebit de afectate. Spre exemplu, se preconizează că ratele de prelevanță vor atinge 16,8% în Africa de Nord și Orientul Mijlociu și 11,3% în America Latină și Caraibe în 2050, comparativ cu aproximativ 9,8% la nivel global. În prezent, prevalența este de 6,1%, însă fiecare țară va fi afectată, potrivit oamenilor de știință. Numărul tot mai mare de persoane cu diabet este pe de o parte determinat de obezitatea în creștere și pe de altă parte de schimbările demografice. Prevalența este mai mare în rândul adulților, potrivit studiului. Datele din 204 țări nu iau în considerare impactul pandemiei de COVID-19, deoarece acele cifre nu erau încă disponibile, au notat cercetătorii. Studiul finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates face parte dintr-o serie mai extinsă despre diabet publicată în jurnalul medical Lancet. Demersul face apel la sporirea strategiilor de gestionare mai eficiente și la creșterea gradului de conștientizare asupra inegalității, majoritatea pacienților cu diabet trăind în țări cu venituri mici și medii, unde nu pot avea acces la un tratament adecvat, relatează hotnews.ro.